de la cel care are putere de a ierta păcatele, pe care fă milostiv ție, suflete. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Mai răbdit păcătoase, suplicăloase, suflete al meu, care mândă avansă cu mie, cu lacrimi au uns picioarele Domnului și cu părul le-a șters, pentru că a rupt zapisul păcatelor ei celei de demon. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Părțile cărora le-a dat Hristos Evanghelia, știi, suflete al meu, cum au fost blestemate, temete de pildă să nu te faci ca acelea pe care asemănând blestemelor cu Sodoma, până la iad le-au sândit. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Să nu te arăți cu suflete al meu mai rău prin deznădăjduire, ci auzi de credința cananencei, pentru care la cuvântul lui Dumnezeu s-a tămăduit fica ei, strigă și tu din adâncul inimii, ca și aceea lui Hristos, Fiul lui David, mântuiește-mă și pe mine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pe Tatăl să lăudăm, pe Fiul să-L preaînălțăm, Dumnezeu Iisusului Duh, cu credință să ne închinăm, trăinii celei nedespărțite, unimii după o ființă, ca uneia ce este lumină și lumini, viață și vieți, făcătoare de viață și luminătoare a marginilor. Și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Și Tatăl ta păzește-o, preacurată născătoare de Dumnezeu, că în tine aceasta cu credință împărățim, în tine se și întărește și prin tine miruind, înfrânge toată încercarea, robește pe vrăjmași și îndreptează pe supușii ei. Mulțumesc, Părinte, Părinte, de lui Dumnezeu pentru noi! Andrei, cinstite și Părinte, de trei ori fericite, păstorule al Cretei, nu înceta rugându-te pentru cei ce te laudă pe tine, ca să fie păziți de toate mâniale cazuri și stricăciunea, și să fim izbăviți de greșeli noi, cei care pururea cei